De cine? Ia ziceți. De Dumnezeu. Și de Dumnezeu, da? Și unii de alții, bineînțeles, de părinți, unii de alții, dar și de Dumnezeu. Așadar, bun venit încă o dată la Școala Biblică de Vacanță. Să ne îmbrăcăm cu toții în sac și cenușe și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și să nu distrugă cetatea Ninive. Au venit la el două femei cu un copil. Ele se certau pentru copilul acesta și au venit la împărat să le facă dreptate. Tu ia copilul acesta și tai-l în două și dă fiecare câte jumătate. Da, taie. Nu îl tăia, mai bine dă-i mie decât să nu mor. Așteaptă! Acest copil, dă-i la acestei femei. Ea este mama lui. Ea îl iubește. Mulțumesc, frate. Odată mama adevărat a spus, nu și faceți una ca asta. La curtea împărașului se afla și un om. E împărăteasa Estera. Ce ai tu împărăteasa Estera? Și ce ceri? Chiar dacă ar fi să ceri. S-a dat o lege iar poporul meu? Te rog împărăteasă-o. Aman, să fie spânzurat în locul lui Mardoheu. Nu la spânzurătoare. Și astfel, o mare sărbătoare a fost în acest timp. Dumnezeu și-a pus și poporul.
Daniel. Celor trei prieteni al lui Daniel nu le era frică de împărat. Nu le era frică de nimic. Căzură toți în genunchi. Și se rugară chipul. Toți, în afară de cei trei prieteni al lui Daniel. Dacă nu genunchiați, o să vă arăt cuptorul cu foc și veți arde de vii. Și o să vedeți că nimeni nu poate să vă salveze de acolo. Deodată, împăratul se sperie, pentru că în loc de trei persoane, vede patru în cuptor. N-am aruncat noi trei oameni în foc? Da, dar uite că în loc de trei, sunt patru. Și al patrulea, parcă ar fi un fiu de Dumnezeu.